Ai, că dacă te trimite după moarte, veneai mai repede. Ce vrei, mă? Ți-aduc și semințe? E normal că mi-aduci semințe, dar nu vrei să beau așa, bă. Oviță? Mm. Pa! Ia zi-mi, îți place? Bă, îmi place, dar revin-o pe 14 iunie, când e ziua mea. Ia mă zi, îți place? Ce e ăsta? Un tablou, mă! Cu cine? Cu tine? Cine? Nu știu, nu, e cu mine. Ce ai, măi, de mă, la cap? Nu știu cine e, dar tu dai seama cum ar arăta asta aici, frumos, în cărciumă. Mai schimb și tu, ai rotată, mai pe boierie, așa, pe lux, înțelegi? Și ți-l dau ieftin la 5 milioane, tot. Eu am dat mult mai mult pe el, dar na, ție, îl las la 5 milioane, deși nu pot să tai mai mult, înțelegi? Nu pot, că n-am cum, că ies eu în pierdere. Adică tu vrei mie să spui acum că tu ai dat bani pe ăsta, a? Ce vorbești, măi, ești nebun, la cap, pe ăsta face cel puțin 10-20 de milioane, la 5 milioane, chilipiri, tată. Și vrei să zici ceva? Pentru tine l-am luat. Nu m-am gândit eu să fac combinații sau ceva, pentru tine m-am gândit cât de frumos ar arăta el aici, mai schimb și tu aerul, mai aleal. Nu-mi place, mă, că e maro. Ia, mă, că e calul meu, mă, ia-o tărea cu... Uite, mă, că îi place și lui Dorel, mă, și uite, ți-l las la 4 milioane, mă, de ce ăla, restul ăla de 1 milion, ți-l las eu de la mine să nu zici că sunt bulangiu? Uite, mă, cu el de aici și lasă-mă, drag, cu tabloul tău, mi-ai venit cu tabloul tău pe cap. Dorele, Dorele, nu vrei să-l cumperi tu, mă? Îi las, mă, dar nu mai am bani, că mi-a reparat bicicleta. Nu mai ai deloc, așa? E, mai am 1 milion și ceva. E perfect așa, mă, gata, ți-l dau ție. Da? Ofertă. Îl iau. Gata, mă, stai liniștit, că nu e niciun tablou. Dar ce te bagi tu, mă? Hai, bă, uite că de-aia mă bag. Ia trec cu tabloul și lasă-ne în pace, mi-ai venit cu tabloul pe cap. L-ai cumpărat tu la zi, mai bine că l-ai furat, de unde l-ai furat? Ia uite, domnul, să, ce vorbești, mă, așa mă știi tu pe mine, mă, repede cu furatul. Da, zi de unde l-ai furat, nebune, că nu l-ai cumpărat de nicăieri. Cred că ai intrat peste om acasă și era pictorul plecat și l-ai cumpărat cum ar veni și a rămas cumpărat la tine. Bine, mă, gata, o, că nu l-am cumpărat. L-am luat și eu de la unul, adică mi l-a dat gratis, de fapt, că asta e ideea, știi? Cine ți l-a dat, mă, ține? Mi l-a dat gratis un moș de la Deidu, mă, nu-l cunoști tu. Unul, că nu mai avea pe nimeni și na, n-avea nici jurul de nici ala. Azi ia-l, mă, tu, că ești mai tânăr, îl vinzi și te bucuri de viață cum ar veni, că poți. Da, mă, bine, hai, lasă-mă cu poveștile tale lacrimogene, că m-ai înduioșat aici. Ia-l și du-te și lasă-mă. Hai. Băbiță, uite cum facem. Ți-l dau degeaba, mă, dar dă și tu o bere, că l-am cărat până aici, mă, dorm mâinile, ești nebun la cap. Păi zi, bă, așa că ți-e sete, mă, du-te, mă, și dă-i o bere și aici tablou, hai. Bă, vezi că ai zis că nu e furat. Să nu vină poliția pe cap sau alea, că la tine-i trimit. Cine să vină? Stai, mă, liniștit, dar bravo, ia uite, mă, spus. Țara o arde pe comedie și pe canalul nostru de YouTube. Abonează-te! Și stai cu ochii țintă pe Las Fierbinți.